Salutare, fraților, cu voi este Edi, am revenit pe acest canal. Da, fraților, suntem la Porumbei. Din păcate, știu că se filmează urât, dar telefonul cu care filmam i-a spart display-ul, mi-a căzut jos din mână și, da, i s-a spart display-ul. Acum să vedem când îl fac. Și da, se va vedea urât. Am deschis trapa la Porumbei. Nu se lasă iese. Na, sper de urât. Da. Deci se va arăt puișorii jucătorilor că au ieșit. I-am arătat share pe live. Hai mă, știu ieși. Asta e femeia la pepoi. Asta e porumbița, dracu. Ia uitați pe puișori. Să vedem ce culori vor fi. Da, și eu sper să nu fie mutați, că știți foarte bine că jucătoarea asta are obiceiul de a scoate mutați. Ori scoate prea mult de mutați, ori scoate unul gălățean și unul mutat. Da. Bălțata o să scoată și ea în câteva zile. M-am uitat ieri la ouă, sunt negre. Da, trebuie să scoată oricum în câteva zile. Da, sunt negre. Da, ba nu, poate trebuie să scoată. Cer târziu mâine, va avea și apuișori. Da, cam greu să vedeți voi crăpătura. Ia uitați-o. Deci avem puișor și la bălțată. Da. Mi-a sunat abonat că porumbeii lui nu-l lasă să pună mâna să ia ouăle cum fac ai mei. Păi asta e normal, că și apărăște ei ouăle. Sau pui, dacă au pui. Se pare ceva normal. E și ăsta crăpat. Ăștia sunt cuminți. De-aia nu fac, dar sunt unii, de exemplu, sunt unii ca dânsa care a văzut cum face. Așa că, da. Uitați-l și pe ăsta. Asta e cu minte bălțata. Ia și masculul, deci chiar sunt cuminți. Deci vedeți că umblu pe sub ei și nu bat oaripile cum face dânsa. Da. Deci și cam ăștia sunt pe aici, în foiații. Dar așa s-au desperecheat. Aia e și pe afară. Deci masculul ăsta și cu aia albă sunt desperecheați. Nu știu, dar nu mai știu amândoi. S-au desperecheat. Eu v-am zis că am câteva perechi care iarna n-au treabă, se desperechează singuri. Nu trebuie să-i desperechez eu. Să-i bag eu separat sau nu știu. Deci... aici avem lista asta. Normal că mâinațul în cuib este din cauza puiului, că doarme cu ea în cuib, deși ar trebui să-l bată, părerea mea. Mi s-a părut că e ciocănit. Dar nu este. Ăsta nu știu ce are. Zboară cam greu. Zbunătul ăla. Zboară greu. Da. Au început să se negrească și astea. Bine, vedeți că eu umblu pe sub bine, am treabă. Da. V-am la jucătoare nu umblu chiar așa. Am umblat că na, să vă arăt puișorii, dar în rest nu umblu. Pe e în stare, mai ales când are ouă, păi asta e în stare să spargă ouăle. Aici avem pescărușa. E sperioasă, dracu. Și ea și mascul. Am intrat pe ușe. Și avea un ou pe afară. La naiba, nu? Cloșea de căpă un ou. Și când am vrut să-l bag, zoia, ce bă, frate, că a sărit din cuib de parcă a intrat uliu peste ea. Sperioasă. Astea, să vedem ce dracu o scoate.
cu încălțatul ăla. Oricum pui din ei, nu-i țin. Și nici din jucători, dacă nu joacă mai departe. Oricum vreau să chem femeia, v-am zis. Cam îmi place să-i schimb femeia jucătorului. Să-i dau o grățeană de la să joace. Nu că face două, trei tumbe. Și gata. Păi, eu am pretenții, ce să... Da, ăștia. Și măcar nu ce pe mine impresia că ăștia doi sunt pereche, până la urmă. Că prea stau amândoi câteodată. Ei, mă rog. La negru se ia pe masă dacă... Mai e pe așa. Da. Învolirea veche a Argentinii. Nu-i scot de acolo. Uite după aia. Deci da. În rest, fraților, nu prea am ce să vă spun. Deci, cam atâta cu vlogul. Și na. Până data viitoare, la revedere!